O invit pe scenă pe doamna profesor Butan Victoria din comuna Oinacu. Și mergem la Timpaț, unde o invit pe doamna profesor Singuranu Georgeta. Doamna profesor Stanna Melania de la Mihăilești. Și se pregătește doamna profesor Oprea Elena. O invit pe scenă pe doamna profesor Curculescu Marioara. Doamna profesor Mihaița Corina. Cunoștințe tehnice, ne detaliați ce înseamnă să știți și noi cei care am făcut cel mai bun. Da. Mulțumesc, doamna. Contabilitate, marketing, manager. O zi bună. Doamna profesor, cum ai mânca? Și rezultatea la limba franceză. De la votare îl invit pe domnul profesor Ene Marius. Felicitări. Profesor, Dumnezeu înainte că trebuie să avem medici. De la Mărșa pe doamna profesor Voina Laura. Rezultate la limba și literatura română, etapa națională. Și se pregătește doamna profesor Curcea Elena. De la școala numărul 1 din Slobozia, doamna profesor Marina Angelica, felicitări, doamna. Doamna profesor Oanța Liliana, de la școala numărul 1 din Băneasa. Doamna Sandu Clara, tot din Băneasa. Auzi?
cea mai modernă credință din județ la Băneasa, trebuie să fie de bun augur și pentru celelalte clădiri ale educației din Băneasa. Doamna profesor Cambera Aurelia de la Cutineiu. O invit pe scenă pe doamna profesor Bugeac Mihaela de la școala gimnazială numărul 1 Vota de Jos. Doamna profesor Stemate Ana Maria, tot de la Vota. Tila Gabriela, doamna profesor Tila Gabriela. Și de la Cartojan, doamna profesor Tocaru Mariana. Județean de la Roata la Giurgiu are o secțiune foarte proaspătă, să-i mulțumesc pe sigur că îți promis. Mult succes! O invită pe scenă pe doamna profesor Bojescu Marioara, de la Kosova. Mergem la Palanca și o invităm pe scenă pe doamna profesor Vadea Nicoleta. Doamna profesor Voicu Doina, tot de la Palanca. Doamna profesor Medinițu Stanca Giamina. Doamna profesor Doroican Gina, tot de la Căisen nu este, ne-a spus doamna Matescu. Și o invită alături de noi pe doamna profesor Matescu Georgeta.
Și dacă să mai am colegi mai uite și energie, ca să organizăm în fiecare an un concurs de cursuri profesionale. Să vă luăm consilier. Doamna profesor Ivan Mădălina Gabriela. Se face cultură generală la DSE. Aș vrea să-l invit pe scenă alături de noi, pentru că mergem în municipiu, pe domnul primar Anghelescu. Domnul primar, vă rog frumos! Domnul primar, uitați-mă pe scenă, doamne, de care m-am plăcut. Și pe scenă, frumos, și pe scenă, bine ați venit! Mulțumim pentru ajutor! Și aș vrea să-l invit alături de noi pe doamna profesor Teacu Mirela. Doamna profesor Roșu Florentina Roxana. Thank you.
Doamna profesor Dena Nela. Domnul profesor Badica Ștenger Florin Robertino, tot de la școala gimnazială numărul 7. Nu este. Domnul profesor Mingu Negulae. Doamna profesoară Lazar Dorina Mădălina, de la Colegiul Național Ion Mai. Doamna profesoară Mănăilă Maria, tot de la Colegiul Național Ion Maiorescu. Da, spune mai tare și să spună prezent, dar nu spune, deci mai departe. Doamna profesoară Bădărău Claudia, de la Colegiul Național Ion Maiorescu. Doamna profesoară Anton Corina, tot de la Colegiul Național Ion Maiorescu, tot în Corina. Doamna profesoară Gemescu Mariana, de la Liceul Teoretic din Colegiul Național. Doamna profesoară Barbu Daniela, de la Colegiul Național Ion Maiorescu. De la școala gimnazială numărul 7, o invit pe scenă pe doamna profesoară Tone Ionela.
Doamna profesoară Voinea Veronica Iuliana, de la Colegiul Național de Umanism. Doamna profesoară Bălan Floare. Doamna Juanța Daniela, de la Colegiul Național de Umanism. Doamna profesoară Sima Carmen. Și se pregătește doamna profesoară Murarino Nicoleta.
doamna profesoară Zgorobete Maniana. Doamna profesoară Mincu Raluca. Eu sunt John Barbu. Se pregătește doamna profesoară Stoianescu Liliana. O invit pe scenă pe doamna profesoară Bușșă Nina Cristina.
Cristiana. Și se pregătește doamna profesoară Popescu Mariana. Urmează domnul profesor Topan Stelica. Doamna profesoară Enac Edir Mihaela. Doamna profesoară Niculescu Steniera. Doamna profesoară Vădu Vanineta. Doamna profesoară Grigore Iuliana. Doamna profesoară Mogâldea Coporan Diana. Doamna profesoară David Cristina. Preotul Adriana. De la școala gimnazială numărul 7, doamna profesoară Dima Cristina. Doamna profesoară Tudorianu Crenguța. Și se pregătește doamna profesoară Cara Concea Elena Cristina. Doamna profesoară Știrbu Elena. Domnul profesor Mintescu Bogdan. Doamna profesoară Căimăcanu Madalina. Se pregătește doamna profesoară Ionescu Iolanda. Thank you.
pe scenă pe doamna profesoară Târnăcop Denisa. Domnul profesor Nicolae Cristian. Foarte importante și o greutate mare, care fac cunoscute atât meritele deosebite ale elevilor noștri, dar în același timp și ale cadrelor didactice. Am vorbit și numele colegilor de la muzică și, de ce nu, reprezintă cu cinste comunitatea, județuri, țara noastră, pe toate meridianele lumii. Mulțumesc! O invită pe scenă pe doamna profesoară Furtună Popa Cecilia.
O invită pe scenă pe doamna profesoară Mirea Mărioara. Nu este. Domnul profesor Antonescu Florin. Este. Și se pregătește doamna profesoară Giuțu Raluca Manuela. Mario. Doamna profesoră, director cu Jaliu Pinaela nu este. O invit pe doamna profesoră Moisei Elena Română. Doamna profesoară Țoboie Petra, am spus o Trecea Madalina. Consiliul Județean este o responsabilitate în plus, una plăcută de data asta. Este o confirmare a valorii unor oameni care trudesc, unii de mai puțini, alții de mai mulți, pentru educarea copiilor din județul Giurgiu. Sigur că dacă luăm în calcul toate elementele, inclusiv rezultate, n-avea foarte mari motive să fim mulțumiți. Dar sunt convins că aveți aceeași părere ca și noi privind acest corp al învățătorilor și profesorilor, este evidentă valoarea fiecăruia dintre ei, dragostea cu care abordează această meserie și ca atare nu considerăm absolut deloc că n-ar fi justificat un asemenea eveniment, pe care ni l-am dorit
Știți că prima ediție a fost în 2011 și ne dorim să aibă loc în fiecare an, cu rezultate din ce în ce mai bune. Dar asta depinde de foarte mulți factori. Legea educației este acum în consultare într-o nouă formă, sperăm să aducă niște schimbări în bine. Altfel am spus și doamnelor în echipa asta cu doamna vicepreședinte, noi încercăm să fim la înălțimea așteptărilor în ce privește infrastructura. Ne pregătim să depunem proiectul pentru un campus profesional la Colegiul Tehnic Ion Bălănescu. Ne pregătim să schimbăm modul de organizare al liceului de la Călugăreni, să-i dăm tot o formă de învățământ profesional. Avem pregătire un proiect pentru un centru de excelență. Colaborăm cu Inspectoratul Școlar și cu domnul Cornea pe acest subiect. Îl depunem pe program operațional, va mai dura un pic până va fi depus și mai mult ca sigur aprobat. Și pentru școli am invitat primarii să animeze să fie o perioadă de vacanță. Avem domnul Anghelescu, fiecare primar, este părerea mea categorică, printre preocupări e categoric care ca prioritate școlile din comune și orașe să arate bine și cel mai multe dintre ele chiar arată. Poate că e prematur să vă întreb, care credeți că va fi feedback-ul evenimentului? Sper că unul pozitiv. Și anul trecut a fost unul pozitiv și anul acesta. Se bucură pentru orice recunoaștere a muncii dumnealor. Și noi asta facem astăzi aici. Încercăm să motivăm cadrele didactice, însă în special încercăm să motivăm copiii, elevii, prin acordarea acestor premii. Premiile pentru elevi când se vor da? Sau, mă rog, la anul, nu? Nu, vom avea o ediție, sperăm că luna septembrie. Nu sperăm, sigur vom avea o ediție în luna septembrie, la începutul lunii septembrie, pentru copii. Vă mulțumesc și vă doresc succes. Mulțumim și noi.